Eu nu lăsam această rasă în țară. Și aici e vorba de pitbull. Sunt țări în lume care au interzis această rasă. Țări inteligente. Greșit. Greșit. Pentru că rasa pitbull, dacă lumea ar studia, dar să studieze așa în amănunt, nu pe diagonală, atunci ar constata că rasa pitbull de fapt e o rasă minunată, că a fost folosită și a fost creată și folosită pentru lupte. Probabil că se mai fac lupte și în ziua de astăzi. Nu, eu nu știu unde și nici, sincer, nici nu mă interesează. Sper să nu fie lupte de colțul străzii, așa cum se practicau în anii 2000. Doar că pitbull se poate folosi la multe lucruri. Sunt multe sporturi la care se folosesc pitbullii. Pentru cei interesați, puteți căuta pe YouTube. O să găsiți o grămadă de filmulețe. Ce e de reținut în toată povestea asta cu țări inteligente care au interzis rasa? Alea sunt țări proaste. Inclusiv țara noastră, din punctul meu de vedere, este o țară proastă pentru că a interzis rasa pitbull, boier boiel, bandog. De fapt, rasele nu sunt interzise, e interzis importul și reproducerea lor. Sunt țări care au interzis Rottweiler, sunt țări care au interzis Tosaino, Amstaff, Doberman. Sunt multe țări care au interzis foarte multe rase, dar pentru câteva cazuri aparte nu putem interzice o rasă. Cum ar fi să interzicem, de exemplu, oamenii tatuați, venise ideea, vedeam în video, în filmare, tatuajul, doar pentru că avem noi o concepție, că mai mulți oameni care sunt tatuați au săvârșit mai multe infracțiuni. E total greșit. Ar trebui date teste psihologice înainte să deținem un câine cu potențial agresiv. Ar trebui să obligăm să se facă cursuri despre comportamentul canin, cursuri despre educația canină și obligatoriu cursuri de dresaj canin. Așa, cu siguranță, am avea câini mai echilibrați, oameni mai conștienți, oameni asumați, că de fapt totul pornește de la om. Câinele a fost creat cu un scop. Da? Avem Rottweilerul ăsta care a fost creat cu scopul de a face pază. Doar că în momentul de față doarme liniștită. E o femelă care, dacă intri în curte, cel mai probabil vei pleca fără o bucată, cel puțin de piele, din tine. Asta nu înseamnă că e un câine rău. Asta înseamnă că e un câine care face treaba pentru care a fost creat. Că putem duce partea asta de agresivitate a pitbullului în alte direcții, gameness-ul, drive-ul pe care l-are, îl putem duce în alte direcții, asta ar trebui să facem. Dar nu trebuie să interzicem, pentru că azi interzicem pitbull-ul, mâine interzicem American Bully, răspăi mâine interzicem Rottweiler-ul și așa mai departe. Voi știați că în unele țări a fost interzis IGP, fostul IPO, un sport canin care are legătură cu dresajul canin, pe considerentul că atunci când un câine mușcă la manșon, suferă? Serios, dacă merge pe conceptul că interzicem rasa pitbull, ar trebui să interzicem să mai mâncăm și carne, că suferă animalele atunci când sunt sacrificate. Ar trebui să interzicem și consumul de fructe și legume, pe considerentul că suferă atunci când le smulgi din pământ sau când le culegi din copac, pentru că ele sunt conectate la pământ sau la copac și pe considerentul ăsta va suferi. Tot timpul se vor găsi lucruri pe care să le interzicem, pentru că noi ne gândim că e așa. Dar trebuie să vedem mai presus de aparențe, să vedem lucrurile așa cum ar trebui să fie. Așa ar trebui să le vedem. Și ăsta nu e un motiv să interzicem țara și cu atât mai puțin să spunem că o țară care a interzis pitbull-ul este o țară inteligentă. Nu, este o țară care a făcut legislația pe genunchi. Ne vedem în video următor. Numai bine!